Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai îndrăgiți și populari sfinți ai creștinătății, este sărbătorit în 6 decembrie. Se spune că păzește soarele care încearcă să se strecoare pe lângă el pentru a ajunge la tărâmurile de miază noapte, pentru a lăsa lumea fără căldură și fără lumină. Mai este cunoscut drept patron al copiilor, dar și a celor nevoiași și al celor judecați nedrept. Sfântul Ierarh Nicolae a fost episcop sau arhiepiscop al localității Mira. Astăzi este Izmir, în Turcia. Și în această calitate a făcut foarte multe fapte bune și foarte multe fapte de binefacere. Povestea cadourilor este una legată de o familie săracă, un tată văduv cu 3 fete, tinere frumoase la vârsta măritișului. Și pentru că nu aveau niciun fel de zestre, erau săraci lipiți, tatăl lor s-a gândit și cumva a și dat de veste că își va da fetele spre desfrânare, ca să-și poată face o dotă. Sfântul Ierarh, arhiepiscopul cetății, auzind acest lucru, a lăsat pe pervazul casei, unde locuiau cele 3 fete, câte o pungă cu aur, cu galben de aur, pentru fiecare. 3 punguțe pentru fiecare dintre fete, astfel ele având posibilitatea să-și întemeieze o familie și să scape de acest păcat urât către care, mă rog, se gândise tatăl lor să le îndrume. De la această întâmplare avem tradiția, cumva, că în ajunul sărbătorii punem niște cadouri copiilor și nu numai copiilor, ca și un demn spre viață bună, adică nu doar le dăm cadouri că vine Moș Nicolae, ci este un cadou care să-i îndrepte cumva pe calea credinței, să le aducă aminte că Sfântul Nicolae le poartă de grijă, să le aducă aminte că fără Dumnezeu și fără Sfinții Lui, viața este mult mai complicată. Aproximativ 800.000 de români își sărbătoresc astăzi onomastica. La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Nicolae, Nicoleta și derivatele.